Un bărbat de 26 de ani din comuna Bolboș este acuzat că a cumpărat marfă pentru magazinul pe care îl are în localitate de la doi hoți. Suspecții, la domiciliile cărora polițiștii au găsit produse furate, acționau în magazine. Aceștia nu au putut fi arestați, deoarece au plecat din țară. Polițiști din cadrul postului de poliție Negomir au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 26 de ani din comuna Bolboș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Acesta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu punctul de lucru în localitate, ar fi vândut țigări de diferite mărci de peste 10.000 de lei și 49 de buteli în valoare de peste 11.000 de lei, bunuri despre care știa că sunt furate din societăți comerciale de pe raza localităților Bolboș și Negomir. Polițiștii au efectuat în urmă cu o săptămână 6 percheziții în localitățile Bolboș, Mătăsari și Godinești, la domiciliile persoanelor acuzate că furau din magazine. Suspecți sunt 3 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 33 de ani. În urma descinderilor au fost recuperate unele bunuri furate și instrumentele folosite la săvârșirea infracțiunilor.